În fiecare an, la marile sărbători care sunt legate de viața, de lucrarea mântuitorului, de lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, stau înaintea Domnului și în rog să mă ajute să înțeleg relatările Scripturii cu privire la acele evenimente dintr-o lumină pe care n-am văzut-o până atunci. Este atât de adâncă, este atât de complexă și glorioasă lucrarea lui Dumnezeu, încât ori de câte ori citim Biblia, Dumnezeu ne poate ajuta să descoperim alte lucruri pe care nu le-am văzut până atunci. În anul acesta, stând înaintea Domnului pentru sărbătorile care au trecut o parte și care vin altele, sărbătoarea Crăciunului. A intrării în anul nou, Dumnezeu mi-a așezat pe inimă să mă uit la evenimentele acestea în felul următor. Să ne uităm la sărbătoarea nașterii Domnului, așa cum s-a văzut prin ochii Mariei. Și asta a fost mesajul în dimineața de Crăciun. A doua zi de Crăciun seara, să ne uităm la sărbătoarea nașterii Domnului prin ochii magilor. Cum au văzut magii sărbătoarea aceea? În dimineața aceasta, fiind ultima duminică din an, ne vom uita să vedem cum se vede istoria în lumina Scripturii. Dacă ne uităm la istorie prin ochii Bibliei, ce se vede? Și mâine seară, dacă va îngădui Domnul, ne vom uita la inima noastră prin ochii lui Dumnezeu. Cum se vede inima ta? Cum se vede inima mea prin ochii lui Dumnezeu? Nu cum ne vedem noi fiecare pe sine însuși, însăși, nu cum ne vedem noi unii pe alții, ci cum ne vede Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus: Eu, Domnul, cercetez inima și rinichi. Mâine seară ne vom opri doar la inimă. Ne rugăm pentru cei care au pietre la rinichi. Dar în dimineața aceasta ne uităm la istorie, prin ochii Scripturii. În cartea întâi a cronicilor, în capitolul 12, sunt prezentați Oamenii viteji, războinicii lui David. Și în mijlocul relatării despre vitejii lui David în războaie, este menționată o categorie specială de războinici. Versetul 32. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau nu cu arcul, nu cu sulița, nu cu alte arme de război, ci se pricepeau la ce? La înțelegerea vremurilor. Și știau ce trebuia să facă Israel. 200 de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor. Oameni pricepuți să înțeleagă vremurile. Jonathan Edwards, unul dintre mari predicatori teologi, folosit de Dumnezeu cu mare putere la trezirea spirituală din America, din secolul XVIII, a spus că este datoria fiecărei generații să afle încotro se îndreaptă Dumnezeul suveran și să meargă pe urmele Lui. Este datoria fiecărei generații să afle încotro se îndreaptă Dumnezeul suveran și să meargă pe urmele Lui vorbind despre vremuri și despre importanța cunoașterilor, Domnul Isus i-a mustrat pe farisei și găsim mustrarea aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 16. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus ca să-L ispitească și i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când, se rează, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor! Fața cerului știți să o deosebiți. Și semnele vremurilor nu le puteți deosebi Mustrarea este nu pentru că știu să citească modul în care va fi vremea mâine, după cum arată cerul astăzi, sau cum arată dimineața de mâine, ci pentru că nu știu să înțeleagă semnele vremurilor. Când vorbim însă despre înțelegerea semnelor vremurilor, sunt două extreme periculoase pe care trebuie să le evităm cu orice chip. Două extreme periculoase. Prima este extrema celor care pretind că știu toate tainele viitorului. Oameni care știu când va fi următoarea criză economică, oameni care știu când va fi următorul cu tremur, oameni care știu când va fi următorul război și oameni care știu ziua, ora și locul unde va veni Domnul Isus a doua oară. Oameni care pretind că ei au toate tainele acestea descoperite. Feriți-vă de asemenea șarlatani. Pentru că atunci când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Isus dacă acum este vremea să așeze din nou împărăția lui Israel, Domnul Isus le-a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, împlinirea lucrurilor. Responsabilitatea voastră este alta. Cât despre ceasul acela, Că despre ziua aceea nu știe absolut nimeni decât singur Tatăl ceresc, binecuvântat să fie numele. Așa că dacă vine cineva cu asemenea pretenții, înțelegeți că este un șarlatan și feriți-vă de el. Asta este o extremă periculoasă. A doua extremă la fel de periculoasă este acelor care spun pe mine nu mă interesează. Eu îmi văd de lucrul meu, eu îmi văd de viața mea, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă. Eu vreau să trăiesc liniștit în pătrățica mea. Altfel spus, indiferent ce face Dumnezeu, cum duce Dumnezeu istoria, cum duce Dumnezeu lucrurile, evenimentele, pe mine nu mă interesează. Nepăsarea aceasta trădează multă împietrire a inimii și multă viclenie. E important să ne ferim și de acești oameni. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne-a spus toate lucrurile, și cele ascunse sunt ale lui Dumnezeu, cele descoperite sunt ale oamenilor. Domnul Iisus ne spune că suntem răspunzători să ne uităm atent la lucrurile pe care ni le descoperă El. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 29. Sunt cuvintele Domnului Isus și sunt în felul următor. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Ce să credeți? Tot ce ne-a spus Domnul și să credem că El este suveran peste lucruri. Vi le-am spus Acum, înainte ca ele să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Evanghelia după Marcu, capitolul 13. Evanghelia după Marcu, capitolul 13. Versetele 28 29, 30 și 33. Luați învățătură de la Smokin, prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni nici îngerul din ceruri, nici fiul omului, ci numai tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceea. Când vedeți că frăgezește mugurul în mlădiță. Știi că se apropie primăvara și vară. Tot așa când se vor întâmpla aceste lucruri, spune Domnul Iisus, să știți că împlinirea profețiilor este aproape. Dar nu deveniți obsedați să stabiliți locul, ziua, ceasul și toate detaliile. Ce spune Domnul Iisus? Slujba voastră este să vegheați. Slujba voastră este să vă rugați să fiți treji pentru ca ziua aceea să nu vă prindă pe nepregătite. Când Biblia ne spune să veghem, înseamnă să fim oameni care avem ochii deschiși și mintea alertă ca să observăm și să Analizăm să înțelegem corect lucrurile și să facem ce trebuie să facem. Acum din mulțimea semnelor vremurilor, din mulțimea tuturor lucrurilor pe care ni le a spus Domnul în scripturile Vechiului Testament și al Noului Testament, în dimineața aceasta alegem doar două. Primul aspect la care ne vom uita, cu ajutorul lui Dumnezeu, este cel din Evanghelia după Luca, de la capitolul 21, versetul 24. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vremurile neamurilor. La ce se referă Domnul când vorbește despre vremurile neamurilor? Și când se vor împlini vremurile neamurilor? În textele acestea din Luca, din Marcu și din Matei, Domnul Isus vorbește despre două evenimente și semnele vremurilor celor două evenimente sunt împletite. De ce trebuie citit cu atenție? Sunt semnele care anunță dărâmarea Ierusalimului și semnele care anunță revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Semnele premărgătoare dărâmării Ierusalimului și revenirii Domnului nostru Isus Hristos se împletesc în relatarea Domnului. De aceea, la o citire neatentă, le poți încurca și semnele care au de-a face cu dărâmarea Ierusalimului să le treci în dreptul pregătirii pentru a doua venire sau invers. Când vorbește însă Evanghelistul Luca în capitolul 21, versetul 24 despre împlinirea vremurilor neamurilor. La ce se referă? Se referă la vremea în care Ierusalimul va fi călcat în picioare de alte popoare, de neamuri. Pentru că paragraful începe cu veți vedea Ierusalimul înconjurat. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri Până se vor împlini vremurile neamurilor. Ce ne spune aici Domnului este că istoria Ierusalimului este unul dintre semnele pe care ni le pune Dumnezeu înainte ca să înțelegem vremurile. Și când ne uităm la istoria Ierusalimului, sunt două perspective din care ne putem uita. Una este perspectiva istoriei omenești. Din perspectiva istoriei pe care o studiază copiii noștri la școală și despre care citim noi știrile dintr-o sursă sau alta, ai impresia că soarta Ierusalimului depinde de jocul politic a marilor puteri, de interese politice, militare, economice, interese de un fel sau altul, și toată istoria Orientului Mijlociu este un fel de joc între popoare, între oamenii de influență. În realitate, Biblia spune că istoria Ierusalimului este sub suveranitatea lui Dumnezeu. Lucrurile se desfășoară aici așa cum le vedem noi, dar asta este doar partea pe care o putem vedea. Dincolo de ce vedem noi, este suverenitatea lui Dumnezeu care duce istoria și spune Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, nu până când vor vrea neamurile, ci până când va hotărâ Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit istoria popoarelor. Spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolului, capitolul 17, că Dumnezeu le-a așezat anumite hotare. Și fiecare popor are vremea lui în istorie, atât cât a stabilit-o Dumnezeu. Când este vorba de istoria Ierusalimului, va fi călcat în picioare de neamuri, adică va fi ocupat sub ocupație, Va fi sub stăpânirea popoarelor străini până când Dumnezeu va pune capăt vremurilor, neamurilor. Dumnezeu este la cârma istoriei. Dar comentatorii sunt împărțiți când vorbesc despre când anume a început această vreme, sau au început vremurile neamurilor și când se vor încheia vremurile acestea. Sunt două mari curente de interpretare la vremurile neamurilor. Unii spun că vremurile neamurilor au început cu practic asediul Ierusalimului și căderea Ierusalimului în vremea lui Nebucadnețar. 586-87 înainte de Hristos, când Nebucadnețar a cucerit Ierusalimul, când a căzut Ierusalimul și când a fost dărâmat. Atunci ar fi început vremurile neamurilor. Alții spun că, de fapt, Domnul Iisus se referă la vremurile neamurilor de la anul 70 după Hristos, când romanii au cucerit Ierusalimul și când profeția Domnului cu privire la templu nu va rămâne aici, piatră, pe piatră. S-a împlinit. Acum, fie că vorbim de vremea lui Nebucadnețar, fie că vorbim despre vremea romană sub generalul Titus, ce știm este că a urmat o perioadă de mii de ani când Ierusalimul a fost sub stăpânire străină, călcat în picioare de neamuri. Vremuri multe. Dar oare când se vor împlini vremurile acelea? Când va pune Dumnezeu capăt? Răspunsul cel mai simplu și onest este nu știu. Dar sunt câteva lucruri care ne pun pe gânduri. Dacă în 70 după Hristos Ierusalimul a fost distrus Sanhedrinul sau Sinedriul și a continuat activitatea încercând să conducă religios poporul Israel până la anul 358 după Hristos, când a avut loc ultima întâlnire a Sanhedrinului. Atunci a fost oficial desfințat prin decret a împăratului roman. În 14 mai 1948 s-a înființat statul Israel după o perioadă de câteva decenii de întoarcere masivă a evreilor în țara lor, după promisiunile lui Dumnezeu făcute în Vechiul Testament, vă voi aduna iarăși dintre popoare. S-au adunat și au întemeiat statul Israel. În războiul de șase zile din 1967 și apoi războiul din 68 cu Egiptul, evreii au cucerit Ierusalimul. Ierusalimul a intrat sub stăpânire evreiască. Dar e adevărat că este împărțit partea evreiască și partea arabă, dar a intrat sub stăpânirea poporului Israel. În 2004, 2004. S-a reînființat Sanhedrinul. S-a reînființat Sanhedrinul cu cei 71 de rabini. În decembrie 2015, un grup de rabini ultraconservatori au făcut o declarație publică Intitulată Să facem voia Tatălui nostru în ceruri, către un parteneriat între evrei și creștini. În acea declarație semnată inițial de 25 de rabini, la care s-au adăugat alții, și la ora actuală sunt 81 de rabini din toată lumea. Ascultați ce spune în declarație. Recunoaștem că apariția creștinismului în istoria omenirii nu este nici accident, nici eroare, ci este rezultatul voinței divine. Este darul oferit de Dumnezeu popoarelor. Isus a dus un dublu bine lumii. Pe de o parte, a întărit într-un mod minunat Tora sau legea lui Moise. Și niciunul dintre înțelepții noștri nu a vorbit mai convingător despre imutabilitatea torei ca Isus. Pe de altă parte, Isus a îndepărtat idolii de la popoare ca să nu se mai comporte ca animalele câmpului și a înrădăcinat puternic în valorile morale. Este incredibilă declarația în care se pregătesc lucruri spirituale incredibile. În 14 mai 2018, Statele Unite decid să-și mute ambasada la Ierusalim și să recunoască Ierusalimul capitala veșnică a poporului Israel. De fapt, Legea pentru a recunoaște Ierusalimul capitala veșnică a fost adoptată de Congresul american în 1995. În 95 s-a votat legea în Congres, dar toți președinții Americii după aceea au prorogat legea, au amânat aplicarea ei. Până anul acesta În 10 decembrie, în urmă cu două săptămâni și ceva, la finalul sărbătorii Hanuca, sărbătoarea rededicării templului după revolta Macabeilor, după ce a fost desacralizat în vremea lui Antiochus Epifanes. În 10 decembrie, la sfârșitul sărbătorii Hanuca, pe un altar construit după tiparul altarului de la templu. Cu ritualul levitic, cu marile și cu preoții și cu leviții, s-a adus prima jertfă în afara zidului exterior a Ierusalimului. Și-au anunțat că au pregătit aproape toate uneltele pentru templu. Toate hainele preoțești. Și că au investit zeci de milioane de dolari ca să pregătească toate lucrurile pentru construirea celui de-al treilea templu. Ierusalimul va fi călcat în picioare până când se vor împlini vremurile Neamurilor. Istoria se desfășoară cu o viteză care răscolește pe orice de se uită. Indiferent ce fel de oameni sunt, la nivelul omenez lucrurile se desfășoară după cum le vedem. Deasupra lor este Domnul Dumnezeu. Cineva obiecta la faptul că vorbind despre aceste lucruri poți acredita conducători politici imorali. Ferească Dumnezeu! Vreau să vă spun că Cir a fost orice numai un om moral, nu? Numai că Dumnezeu a hotărât ca prin el să dea decretul de repatriere a evreilor. Împăratul Artaxerxe, când a dat decretul de reîncepere a lucrărilor, numai om moral n-a fost. Dar Dumnezeu și-a dus planul la îndeplinire indiferent cât este de evlavios sau de imoral un om. Înaintea lui Dumnezeu, oamenii sunt responsabili de păcatele lor și vor da seama de ele. Dar indiferent cum sunt oamenii, Dumnezeu duce planul lui suveran până la capăt a lui să fie slava. De ce rețineți? Istoria se desfășoară într-un rit care ne cheamă la veghere. Ne cheamă să fim atenți. Nu știm cum va duce Dumnezeu istoria vremurilor următoare. Dar este un alt aspect important pentru noi când vorbim despre semnele vremurilor și-l avem în romani, capitolul 11. Versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până când, până va intra... Numărul de plin al neamurilor. Numărul de plin al neamurilor. Dacă Matei, Marcu și Luca, vorbind despre semnele vremurilor, se uită cu precădere la semnele istorice și în contextul lor le prezintă pe cele spirituale, Apostolul Pavel în Romani 8-9 în Romani 9, 10 și 11, în mod special se uită din perspectivă spirituală. Și Apostolul Pavel se ocupă de planul de mântuire a lui Dumnezeu cu evreii și cu neamurile. Dumnezeu care e suveran și conduce istoria. Are o dragoste desăvârșită pentru noi oamenii. Atât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi, încât ne vrea cu El o veșnicie întreagă. În Evrei, capitolul 2, vorbește despre Domnul care voia să ducă mulți fii la slavă. Adică să ne înfieze Dumnezeu din lumea întunericului, a păcatelor, a răzvrătirii, să-și desfășoare planul lui de mântuire. Să ne binecuvinteze aici cu iertarea păcatelor, cu schimbarea vieții, cu umblare în ascultare de El și plin de bucuria mântuirii, protejați de El, ajutați de El să trecem biruitori prin toate necazurile până la capăt. Și apoi când plecăm de aici, toată veșnicia, cu El în slavă, împreună moștenitori cu Domnul nostru Isus Hristos. Și apostolul Pavel spune fraților: Planul acesta glorios al lui Dumnezeu l-a descoperit mai întâi evreilor. Mai întâi poporului ales de Dumnezeu în Vechiul Testament. Poporul legământului. Dumnezeu l-a descoperit evreilor. Și apostolul Pavel zice: O parte din Israel. A căzut într-o împietrire spirituală. Au respins planul lui Dumnezeu. Nu le-a plăcut planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu le-a plăcut cum vrea să ducă Dumnezeu istoria veților și istoria poporului lor și istoria celorlalte popoare. Nu le-a plăcut și au spus, pentru că nu ne place, noi nu-l acceptăm. Și-au căzut într-o împietrire. Și Apostolul Pavel zice, dacă au căzut ei într-o împietrire, a falimentat Dumnezeu în planul lui? A falimentat Dumnezeu în planul lui? O, spune Pavel, să vă explic ceva. Dumnezeu are un plan atât de glorios și de complex încât nu pot spune ceva o adâncul înțelepciunii și bogăției lui Dumnezeu. Cine poate să-L cunoască? Și Pavel spune, să vă explic ce se întâmplă. Planul lui Dumnezeu este așa de glorios încât atunci când s-au împietrit ei și Dumnezeu a lăsat Ierusalimul să fie călcat în picioare de neamuri, Dumnezeu a făcut ceva incredibil. A început să mântuiască neamurile care au călcat Ierusalimul în picioare. Deci, cei care au venit să calce Ierusalimul în picioare, popoarele cele au cunoscut planul lui Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu. Și Dumnezeu a folosit împietrirea lor pentru revărsarea Harului peste neamuri. Asta înseamnă și peste noi românii. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât neamurile care s-au întors împotriva Ierusalimului să cunoască Harul Mântuirii lui Hristos Domnul nostru. Știți care sunt, la ora actuală, cei mai mari prieteni și apărători a Ierusalimului? Creștinii. Cei care au înțeles planul lui Dumnezeu. Cei care au înțeles planul lui Dumnezeu înțeleg următorul lucru. Că pentru noi, neamurile Dumnezeu a avut o vreme de har. Și acum Pavel spune, Dumnezeu a stabilit un număr o vreme și un număr. Până va intra numărul de plin al neamurilor. În planul lui Dumnezeu este un număr. Numărul stabilit de Dumnezeu, câți oameni dintre neamuri vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Știți ce înseamnă asta? Așa cum a făcut Dumnezeu cu Israelul, fiecărui israelit Dumnezeu i-a prezentat planul. Fiecărui om dintre neamuri Dumnezeu îi prezintă planul planul mântuirii lui. Și când aud despre planul lui Dumnezeu, la unii le se umple inima de bucurie și ochii de lacrimi. Și spun, Doamne, glorios e planul tău. Mulțumesc că mă iubești, mulțumesc că ai răbdare. Mulțumesc, Doamne, că te-ai îndurat de mine. Mulțumesc că vreau să mă duci în slavă, Doamne! Aici este viața mea. Împlinească-se voia ta Alții dintre neamuri aud de planul lui Dumnezeu și nu le place. Nu le place lui planul lui Dumnezeu pentru viața lor personală, nu le place planul lui Dumnezeu pentru planul lui Dumnezeu pentru istorie, nu le place planul lui Dumnezeu pentru nimica și spun, nu sunt de acord cu Dumnezeu. Și resping planul. Și Dumnezeu spune, chiar dacă ei resping planul, Dumnezeu își duce planul la îndeplinire, Până va intra numărul de plin. Și când intră numărul de plin, Dumnezeu spune, se va întâmpla un miracol extraordinar. Atunci tot Israelul va fi mântuit. Vor înțelege planul lui Dumnezeu, li se va lua rama de pe ochi. Li se va lumina mintea. Îl vor cunoaște pe Hristos ca Mesia cel promis se vor întoarce la El. Și noi spunem, Doamne, ne rugăm să-ți împlinești păgăduința aceasta. Dar e o întrebare. Dacă nu cunoaștem nici vremea neamurilor, vremurile neamurilor, nu cunoaștem nici numărul celor care vor fi mântuiți. Prima întrebare. Oare vor fi mulți sau puțini? Ce ziceți? După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați cu haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șa de pe scaunul de domnie și a mielului. O mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. E uimitor de mare numărul. Vei fi acolo? Când respingi planul de mântuire a lui Dumnezeu, de fapt îți singur sentința de condamnare veșnică. Când ai respins planul lui Dumnezeu, nu falimentează Dumnezeu, ci falimentezi tu. Respingerea planului nu-i falimentul lui Dumnezeu, ci este falimentul omului care respinge. L-ai respins? 2018. Vremurile se duc o viteză care ne răscolește. Numărul este așa de mare, spune Biblia, că nu poate să numere nimeni. Vei fi acolo. Dar dacă nu știm nici când se vor împlini exact vremurile, nu știm nici numărul exact. Întrebarea care are de a face acum cu noi este și ce să facem noi atunci? Ce să fac eu și ce să faci tu? Întrebarea aceasta își găsește răspunsul în cuvintele Apostolului Petru. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, făcând două lucruri. Care sunt cele două lucruri? Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Știind că toate lucrurile acestea se duc așa, Apostolul Petru spune: Eu am de făcut două lucruri. La fel și tu. Primul este să aștept. Așteptarea de care vorbește Biblia este așteptarea omului care este gata. Așteptarea omului care și-a pus viața în rânduială. Așteptarea omului care s-a împăcat cu Dumnezeu, a primit planul lui de mântuire în Hristos Domnul. Este așteptarea omului care spune, împreună cu Duhul și Mireasa din Apocalipsa, vino Doamne Iisuse. Așteptarea aceea nu este una nepăsătoare, este așteptarea omului care s-a pregătit. O întrebare pentru toate surorile. Imaginează-ți că s-a plecat soțul în delegație pentru câteva luni de zile. Și îți iubești soțul, nu te bucur că a plecat de acasă, că ai scăpat de el și te anunță, îți trimite un e-mail sau un SMS și îți spune mâine dimineață cu ajutorul Dumnezeu ajung acasă. Ce faci începând de astăzi? Așa că începi să te pregătești. Așa că pui toate lucrurile în rânduială, te apuci de gătit, te apuci de primenit, te apuci de, de reticat și mâine dimineață te scoli în zori ca să fie toate la perfecție că îți vine soțul acasă. Te-ai pregătit. Acum se pot pregăti și soții. Că vine seara de ajun. Dar Petru spune, noi așteptăm venirea Domnului. Știind că toate lucrurile acestea se vor întâmpla, noi îl așteptăm. Dar mai este ceva. Spune Apostolul Petru, grăbim. Să grăbim venirea Domnului. Dar cum o pot grăbi? Cum pot eu grăbi venirea Domnului? Pot eu să-i trimit o telegramă, să-i trimit un e-mail, să-i trimit un SMS, să spun, auzi, Doamne, eu sunt cam nerădător. Vin mai repede. Cu niciun chip. Cum pot eu grăbi venirea Domnului? Înțelegem mai bine lucrul acesta când știm că se va împlini numărul de plin al neamurilor. Și Apostolul Pavel spune: Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, ci are în îndelungă răbdare. Adică întârzie nu pentru că nu-și poate respecta planul are lungă răbdare pentru că dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Cum pot eu grăbi venirea zilei Domnului? Lucrând împreună cu Domnul prin puterea Domnului Sfânt la mântuirea oamenilor. Fiind harnic în a trăi și în a vesti Evanghelia și în a mă ruga ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Ai vrea să grăbești venirea zilei Domnului. Ascultați ceva dintr-o predică a lui Spurgeon din anul 1860, prințul predicatorilor. Predicator la una dintre cele mai mari biserici din Londra. Mii de oameni. Și în timp ce predica Spurgeon, în demisolul bisericii erau peste 300 de oameni la fiecare serviciu divin care stăteau pe genunchi și se rugau ca Dumnezeu să lucreze pentru slava Lui și mântuirea oamenilor. Și când se duceau oameni să vadă biserica lui Spurgeon, cineva îi ducea în camera motoarelor. Camera motoarelor era sala aceea la demisol unde erau cel puțin 300 de oameni în rugăciune. Ascultați ce spune Spărgel. Dacă păcătoșii vor fi o osândiți veșnic, atunci să ajungă în ea doar trecând peste trupurile noastre. Și dacă vor pieri atunci să piară cu mâinile noastre în prejurul genunchilor lor, împlorându-i să se întoarcă la Dumnezeu. Și iadul, dacă va fi să fie plin, să fie plin de oameni care au trecut peste strigătele noastre de avertizare, fie ca nici unul să nu ajungă acolo. Fără ca să fi fost avertizat. Și fără ca cineva să se fi rugat pentru el. Știți ce spune Spărgen? Dacă pleacă acolo și n-a trecut peste trupurile noastre, peste genunchii noștri. Dacă n-a trecut peste rugăciunile noastre și avertizările noastre. Suntem responsabili că s-au dus acolo. Și Spărgen spune, ferească Dumnezeu. Spărge, spune, e vremea în care să strigăm către Dumnezeu să întoarcă oamenii la El. Și acesta este timpul nostru de poște rugăciunii. Acesta este timpul nostru de lans de rugăciunii. Acesta este timpul nostru în care spunem, Doamne, nu știm când și cum. Dar, Doamne, înainte de venirea Ta, mântuiește pe cei dragi din casa mea. Mântuiește ne vecinii și colegii. Mântuiește popoarele, Doamne. Mântuiește Israelul, Doamne. Ce să facem noi? Așteptând și grăbim vederea Domnului. Ce să faci tu, acela care până acum ai refuzat planul lui Dumnezeu, care ți-a împietrit inima și n-ai primit mântuirea în jertfa celui care a venit în lumea noastră, ca să caute să mântuiască pe cel ce era pierdut. Ne spune cuvântul în epistola către evrei. El, Dumnezeu, hotărăște din nou o zi, care se numește astăzi, zicând, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Care e responsabilitatea ta în fața planului Dumnezeu? Este să nu-ți împietrești inima. Ce înseamnă împietrirea inimii? Să-ți găsești argumente, să refuzi planul lui Dumnezeu, să amâni planul lui Dumnezeu, să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, să spui nu sunt de acord cu El. Pentru că împietrirea inimii este de fapt semnarea cu propria mână și voință a sentinței tale de condamnare veșnică. Vremurile neamurilor și numărul de plină a neamurilor sunt lucruri care se desfășoară sub ochii noștri. Dacă nu avem mare influență în desfășurarea istorică a evenimentelor din Orientul Mijlociu, nici America, nici Uniunea Europeană, nici Rusia, nici China nu o să mă cheme nici pe mine, nici pe tine să ne întrebe ce să facem în Orientul Mijlociu. Nici țările arabe nu o să ne cheme nici pe mine, nici pe tine. Istoria aceea se duce și nu avem acolo mare lucru de făcut la nivel omenesc. Dar avem o putere mult mai mare decât puterea lor. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus a celor slăbiciuni ca noi, s-a rugat și s-a închis cerul. Și apoi s-a rugat după trei ani și jumătate și s-a deschis cerul. Și noi ne rugăm, Doamne, deschide cerul ca să vină mântuirea. Și mai avem un loc și un rol extraordinar să vegem și să ne rugăm pentru cei nemântuiți din casele noastre. Pentru cine ai vrea să te rogi? A doua zi de Crăciun seara, i-am rugat pe cei care au fost prezenți să se gândească câteva clipe la nume de persoane din familie, dintre colegi, dintre vecini, dintre cunoscuți pentru care ai vrea să te rogi în mod special ca Dumnezeu să-i aducă la mântuire în sărbătorile acestea și în săptămâna de evangelizare. Facem din nou același lucru. Gândește-te câteva, câteva clipe la câteva nume pentru care vrea să te rogi. Așteptând și grăbind împlinirea planului lui Dumnezeu. Pentru că vrea să ducă mulți fii la slavă. Gândește-te la ei. Și acum, ascultați o altă promisiune a Domnului. Dacă doi sau trei se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl Ceresc. Dacă doi sau trei, de ce ea formăm grupuri mici de două, trei, patru persoane? Și pentru oamenii pentru care te-ai rugat, sau vrei să te rogi, și vrei să ceri și altora să mijlocească împreună cu tine, îi aducem înaintea Domnului. Ne rugăm pentru săptămâna de evangelizare. O, Doamne, umple locul acesta cu oameni care să primească mântuirea. Te rugăm să iei mahrama de pe mințile oamenilor. Ne rugăm să dai la o parte piedicile pe care le va pune cel rău ca să-i oprească. Ne rugăm să pui focul acela sfânt în inimile noastre. Să fim geloși pentru slava ta și pentru mântuirea lor. Ne rugăm să întărești lanțul de rugăciune, Doamne. Și acum vă rog să ne ridicăm și în grupuri mici. Două, trei persoane, patru... În rugăciuni suficient de tare ca să ne auzim unii pe alții, suficient de încet ca să nu deranjăm. Adui înaintea Domnului, pe nume, pe cei pentru care vrei să te rogi.